Această clădire are peste 100 de ani. Probabil că respecta anumite standarde la momentul construcției și o parte din timp probabil că a putut fi modificat. Însă pneumologia a evoluat mult. Și atât severitatea pacienților, numărul de boli, iar Institutul Marius Nasta reprezintă practic cea mai importantă instituție la nivel național care tratează patologia pulmonară, atât bolile comune, dar ajunse în stadii foarte severe, cum e pneumopatia obstructivă cronică, BPOC, sau cancerul pulmonar, cât și bolile rare, care de obicei sunt atribuite unor centre experte și a căror pacienți sunt trimiși direct către noi. Acești pacienți, dincolo de severitatea lor, inclusiv bilanțul medical, investigațiile, tratamentul, necesită o cu totul altă infrastructură. Anul trecut, după mai multe adrese făcute către Ministerul Sănătății, în care, sigur, atrageam atenția asupra faptului că este o clădire cu un grad de deteriorare avansat, într-o discuție avută cu doamna ministru Pintea și cu conducerea DSP-ului, mi-a fost cerut o documentație din care să reiasă nevoia de consolidare a clădirii. Comisia interministerială a decis că este mai corect să prezint un alt proiect, un proiect care înseamnă o clădire nouă, decât să încercăm să consolidăm o clădire veche de 100 de ani. Practic, crearea unui nou spital ar răspunde nevoilor unei populații care provine nu numai din București, ci și din toată țara, pentru că sunt foarte mulți pacienți care vin din toată țara ca să-și rezolve aici problemele medicale. Acest pavilion are 140 de paturi și se fac cam aproximativ 600-800 de spitalizări pe lună. Spitalizări continue și spitalizări de zi, ceea ce înseamnă că suntem cu o rată foarte mare a pacienților, a activității medicale și există o discrepanță între activitatea medicală de performanță pe care o facem aici, pe care încercăm să o facem aici cu echipele medicale și această infrastructură sau condițiile hoteliere, condițiile de cazare. După avizul negativ în comitetul director, am avizat inițierea unui studiu de prefezabilitate, pentru că totuși o clădire nouă înseamnă o investiție semnificativă, dar mi-am propus să păstrez aceeași sumă care a fost inițial avizată de Ministerul Sănătății pentru consolidare și renovare. Pe aceeași sumă, în urma studiului de prefezabilitate, s-a ajuns la o clădire nouă, subsol, parter plus 6 etaje, clădire care a primit avizul Ministerului Sănătății ca și etapă în vederea finanțării unui studiu de fezabilitate. Acest spital, de fapt, este un institut, Institutul Marius Nasta, care este cel mai important spital de pneumologie din țară, a rămas totuși în urmă la capitolul infrastructură față de spitale mai mici din provincie. Mă refer la spitale de pneumologie din diverse orașe, cum ar fi Brăila, Galați, nu știu, Buz, Râmnicu Sărat, Călăraș, unde s-au mai renovat clădiri, s-au mai adus diverse aparate. Imaginați-vă că pacienții vin la noi cu cele mai diverse cazuri care nu sunt rezolvate în provincie și se așteaptă de la noi să rezolvăm toate aceste cazuri, care sunt cazuri dificile de diagnosticat. Ei vin de acolo din niște condiții de cazare mai bune decât găsesc la noi. Deci imaginați-vă, eu imaginez că pentru ei este un oarecare șoc când vin aici. Ei se așteaptă ca la București, în capitala țării, să existe condiții mai bune decât în provincie, de unde vin ei. Înțelegeți? Deci aș spune că acest spital a rămas mult în urmă față de celelalte spitale de provincie. Din punct de vedere hotelier? Din punct de vedere hotelier, evident. Coridoarele sunt foarte mici, saloanele sunt mari. Nu ne putem gândi că putem face un control al infecțiilor într-un spital în care punem 4 pacienți în același salon. Nu putem vorbi de o supraveghere corectă și de confort asigurat pacienților dacă nu asigurăm lifturi
pentru pacienți, lifturi pentru circuitul alimentelor, pentru circuitul deșeurilor. Toate aceste circuite sunt foarte bine stabilite de legislație și trebuie gândite astfel încât să nu interfereze cu activitatea medicală pe care o oferim pacienților noștri. Și atunci, ca să putem respecta procedurile și să oferim calitate în actul medical, trebuie să avem o structură care să permită acest lucru. Ne dorim mult să avem un spital de care să fim mândri, nu doar din punct de vedere al expertizei medicale, al, nu știu, profesionalismului, dar să fim mândri și de condițiile de cazare și de platoul de investigație pe care îl avem. Cât estimați că ar putea să dureze? Conform studiului de prefezabilitate, avem o perioadă de 3 ani. Primul an de efectuare a documentației, pentru că urmează după DALI și studiul de fezabilitate, detalii tehnice de execuție, alte etape ale contractului și 2 ani perioada de construcție. Dacă mai au o perioadă de un an, etapa de desfășurare a licitațiilor cu studiul de fezabilitate, eu sunt optimistă și zic că 4 ani. Îmi doresc să nu fie mai mult. Nu va fi o perioadă ușoară, dar este o perioadă necesară și fără de care peste 10 ani nu vom putea vorbi de Institutul Marius Nasta. Pentru că o structură care nu se modifică și nu se schimbă și nu se reînnoiește nu va crea nu doar condiții pentru pacienți, ci și condiții de muncă pentru personalul medical.